că ați dat curs invitației noastre. La conferință îi prezent domnul președinte Remus Lăpușan, președinte organizației județene PSD, domnul președinte al organizației Câmpia Tuzii a partidului, al UNPR-ului, și cu domnul Cristi Maier, care este vicepreședinte UNPR Câmpia Tuzii. Domnul președinte, mulțumesc. În primul rând vreau să vă spun că chiar dacă ora este poate înaintată, o să vă dăm câteva informații proaspete. Știți foarte bine că am fost acum ceva perioadă aici la Câmpia Tuzii. Între timp am mai avut foarte multe discuții pe foarte multe teme. Am încercat să facem tot posibilul ca să mergem într-o direcție care să fie o direcție bună din punctul de vedere pentru Câmpia Tuzii și pentru locuitorii din Câmpia Tuzii. Dar, din păcate, n-am reușit să facem chiar ceea ce ne-am propus. Așa că o să trec direct la partea importantă. Am avut astăzi aici la Câmpia Tuzii, împreună cu colegii din Câmpia Tuzii, o adunare generală, o adunare generală în care am vorbit despre realizările Partidului Social Democrat în Câmpia Tuzii, despre realizările Partidului Social Democrat pe ansamblu. O să fie lucruri pe care noi o să le promovăm în tot ceea ce înseamnă această campanie electorală, pentru că sunt lucruri cu care noi, până la urmă, ne mândrim, sunt lucruri care s-au făcut în interesul cetățeanului și, până la urmă, cred că am avut o guvernare mai mult decât de succes în perioada în care domnul Victor Ponta a fost premier al României. Deci am discutat aceste aspecte și o să fie baza noastră în această campanie electorală, chiar dacă este o campanie electorală de locale, sunt multe lucruri pe care le-am susținut și la nivel local. Și credem că acele lucruri trebuie spuse cât mai accentuat, pentru că diferența între noi, cei de la PSD și cei de la PNL, este că noi am făcut, ei deocamdată au dărâmat și au tăiat. Ei au închis spitale, au tăiat pensiile, sunt cei care au făcut foarte mult rău României. În consecință, noi sperăm ca, pornind de la această bază, să avem susținere pentru un candidat sau pentru candidații noștri la nivelul întregului județ. Aici, la Câmpia Tuzii, lucrurile au stat foarte simplu. Am stabilit și am supus la vot și s-a votat în unanimitate. Domnul președinte al organizației, domnul Popetre, este candidatul PSD pentru primăria municipiului Câmpia Tuzii. Petrică, domnul Popetre a făcut foarte multe lucruri interesante și bune pentru cetățenii din Câmpia Tuzii. Avem încredere în domnia sa. M-a bucurat și faptul că colegii din organizație sunt foarte optimiști. Am văzut mult mai optimiști ca la ultima întâlnire. Foarte perseverență în ceea ce fac și sunt convins că împreună putem să câștigăm aceste alegeri. Până la urmă ne pornim de la o bază foarte importantă. Partidul Social Democrat are aici la Câmpia Tuzii un procent de aproximativ 33-34%. Este minimul pe care noi suntem de acord să-l obținem organizația de la Câmpia Tuzii la aceste alegeri locale. Noi sperăm ca rezultatul să fie cel puțin rezultatul politic peste această cifră de 33%, 34%. Sunt lucruri pe care le vom spune în campania electorală, sunt multe lucruri de făcut, ne vom întâlni cu cetățenii, o să fiu și eu prezent aici, o să fie și colegi de la București, probabil prezenți la Câmpia Tuzii, pentru că am spus, o să vorbim foarte mult despre lucrurile frumoase pe care le-am făcut pentru Câmpia Tuzii și pentru zonă. Deocamdată cei de la PNL au fost cei care au blocat lucrurile la autostradă, noi le-am reînceput, Turda Sebeș, sunt investiții care până la urmă aduc plus valoare zonei și aduc până la urmă și locuri de muncă pentru cei din zonă. Sunt lucruri care le vom susține în continuare pentru cetățeni și toată această campanie va fi o campanie îndreptată în interesul cetățeanului și pe nevoile cetățeanului. Sunt multe lucruri care trebuie încă rezolvate, le vom rezolva și vom merge înainte. O să mai fac câteva comentarii, dar înainte de acest moment vreau să vă spun și partea politică, într-un fel, partea de alianță. Deci noi, la nivelul județului Cluj, avem o relație foarte bună cu cei de la UNPR. Și o să avem liste comune în toate municipiile din județ, inclusiv la Câmpia Tuzii. O să ne susținem și la Consiliul Județean. De fapt, colegi de la UNPR deja sunt pe lista Partidului Social Democrat de alegeri pentru Consiliul Județean din 5 iunie. Avem o echipă foarte puternică, avem o listă de candidați la Consiliul Județean foarte bună și împreună cu cei de la UNPR vom face campanie și vom merge împreună și aici la Câmpia Tuzii. Încă câteva lucruri, dar după ce domnul Popetre să vă spună cât de în formă este și cu câtă ardoare va aborda această campanie electorală. Avem, eu zic că, experiența necesară. Am implementat o serie de proiecte care au creat un plus valoare
au creat, de fapt, dezvoltare la nivelul municipiului pe diferite domenii de activitate. Continuăm proiectele. Avem un plan și un program politic care creează o perspectivă de dezvoltare pe următorii ani de zile, până undeva prin anul 2025, pentru că așa este și normal să te gândești din timp, să încerci să dezvolți anumite sectoare. Prioritatea numărul 1 a partidului este în continuare crearea de noi locuri de muncă, popularea parcului industrial Câmpia Turzii și deblocarea problemelor pe care le avem cu RAIF-ul, pentru că acest lucru a creat o mare defavoare. Investitorii, ați văzut că de o perioadă bună de timp n-au mai venit în zona poligonului industrial privat RAIF, care până la urmă a creat într-o perioadă de timp în urmă noi locuri de muncă. O să venim și cu un pachet clar cu o direcție către pensionari, pentru că ni se pare și normal. Pensionarii au muncit pentru orașul Câmpia Turzii, l-au dezvoltat și merită să ducă o viață bună. În cadrul, de fapt, acelui pachet, pachet care va fi legat de cum își desfășoară în următoarea perioadă viața socială, casa de pensii, dezvoltarea serviciilor medicale destinate acestei categorii, transportul, posibilitatea oferirii unui serviciu public de transport care să le ofere facilități în condițiile, bineînțeles, a legii. În același timp, sănătatea este o prioritate pentru că, așa cum știți, în următoarea perioadă de timp există o serie de fonduri care sunt puse la dispoziție Uniunea Europeană și care poate să dezvolte acest sector. În același timp este foarte important și zona de tineret și copii, pentru că dacă vrem să vorbim despre un oraș care își dorește un viitor sănătos, un viitor sănătos fără dezvoltarea acestor categorii, nici nu are rost să discutăm. Și vreau să vă spun un lucru, că se tot vorbește peste tot că dorim ca tinerii să rămână în Câmpia Turzii. Da, ok, dar trebuie să le oferi ceva, trebuie să le oferi posibilitatea să se dezvolte aici acasă. Și din punctul ăsta de vedere vreau să vă spun că ne-am gândit la câteva. O să venim cu proiectele mai ca, eu o să le enumăr așa câteva. Proiecte care au fost implementate, să știți, și în altă parte. Vreau să vă spun că în poligonul industrial sau în parcul industrial Câmpia Turzii se poate dezvolta și la noi un centru de industrie creativă și IT, pentru că știți foarte bine și Câmpia Turzii, de exemplu, la liceul teoretic Pavel Dan, sunt clase de copii care termină cu rezultate foarte bune, clase de info-matematică și știți foarte bine că această industrie a IT-ului oferă posibilitatea să câștigi venituri, să te dezvolți, să ai o carieră în sensul ăsta și cred că este necesar ca și la Câmpia Turzii, în parcul industrial, în structurile, poligonul industrial RAIF, se pot dezvolta astfel de industrie creative și, bineînțeles, industrie IT. În același timp, este foarte, foarte important ceea ce, de fapt, noi am început și să continuăm. Și, din păcate, am fost blocat. Noi mulțumim domnului președinte și Consiliului Județean și Consiliului Județean PSD, care au sprijinit, de fapt, inițiativa noastră de a face la Câmpia Turzii un depozit de produse agricole, un depozit necesar, pentru că, ați văzut, piețele, noi le-am dezvoltat, piețele oferă posibilitatea ca cei care desfășoară, să zic așa, sau duc o agricultură de subsistență să aibă în condiții, de fapt au condiții necesare să-și desfășoare activitatea și bineînțeles să-și vândă produsele, dar în discuțiile pe care le-am avut cu primarii noștri din zonă, cu domnul Roman, cu domnul Sașa, au spus și au sprijinit și ei înființarea un astfel de centru care, bineînțeles, vă dați seama că va dezvolta zona noastră. Ei, din păcate, noi știți foarte bine, am început demersul, am pus la dispoziție spațiu, teren, dar, din păcate, la un moment dat am fost blocați la Consiliul Județean și proiectul respectiv a rămas, la un moment dat, într-o fază de asta de stand-by. Este foarte important să-l reluăm cu încredere și cu forță, în așa fel încât să-l ducem la capăt. Și vreau să vă spun că echipa
Partidul Social Democrat, noi am spus întotdeauna că suntem oameni serioși, oameni care am dovedit, care am făcut ceva, pentru că la un moment dat, în discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii, au zis, domnule, dar ce te recomandă totuși ca să vii să candidezi pentru funcția de primar? Și am zis, domnule, în primul rând am avut, să zic, privilegiu și onoarea să lucrez în administrație de ceva timp. Am lucrat alături de domnul primar Ioan Fasin, că am fost colegi împreună vreo aproximativ 10 ani de zile, am fost colegi de primărie, am fost colegi de partid, am făcut foarte multe proiecte împreună, am început centrul de persoane vârstnice prin anul 2005, când, vă dau un exemplu foarte simplu, erau vreo 40 de beneficiari, iar astăzi sunt 1100 de beneficiari pensionari, persoane vârstnice care beneficiază de acele servicii. Vreau să vă spun că experiența alături de ele, experiența alături de domnul primar Radu Hanga, experiența din administrație, experiența din serviciile pe care le-am, să zic, condus și coordonat, Serviciul Public de Cultură. Acolo am zis, am fost, am făcut, s-au văzut rezultate. Este foarte important să și lași ceva după tine, așa cum spun, nu, cum spun eu un proverb românesc. În 2008 mi s-a cerut să mă duc la piață, am fost mutat într-un anumit fel la piață, că e un sector care se subfinanța. Atenție, deci se subfinanța, oamenii nu puteau să-și mai iei salariile și vreau să vă spun că într-o perioadă de 3 sau 4 luni, datorită faptului că am schimbat managementul, am venit cu noi idei, cu un alt mod de lucru, am reușit nu numai să se autofinanțeze, ci să facem și profit și să și dezvoltăm piețele și astăzi ați văzut că piețele din Câmpia Turzii arată cum arată. Vreau să spun că în același timp faptul că am început să dezvoltăm de fapt și alte sectoare, sectorul cultural, care este foarte sectorul cultural educativ, că am reușit anumite edificii importante istorice care țin de identitatea noastră să le aducem din nou în atenția publicului, să le promovăm și să ne promovăm valorile. Asta, așa, în mare parte, v-am spus câteva, am creonat câteva lucruri, oricum o să ne întâlnim de acum încolo mai des, o să comunicăm, o să venim cu proiectul care vreau să vă spun că este un proiect elaborat, un proiect care pleacă de la ideea pe care noi am încercat să o aducem un alt mod de a face politică, o politică care să fie de, hai să zic așa, cerințe europene. Noi suntem un partid socialist cu tendințe europene, social-democrat, socialist fără nicio problemă, că nu este, nu ne este frică sau ne asumăm identitatea, pentru că social-democrații, socialiștii în Europa au adus foarte multe lucruri bune. Vreau să vă spun că în același timp noi întotdeauna am zis că PSD face în așa fel încât să fie în consonanță cu ceea ce se întâmplă de fapt în viața publică, în viața socială și să meargă în primul rând pe așteptările populației. Populația așteaptă o schimbare, așteaptă o clasă politică tânără care să vină în față, să-și asume cu proiecte clare, cu direcții clare, cu o viziune, cu obiective, cu termene, să vedem unde găsim soluții, să căutăm împreună soluții, să căutăm solidaritate în proiecte, pentru că doar contestând, doar împroșcând cu noroi în absolut tot ceea ce face celălalt pentru că tu nu faci, nu este un mod rentabil. Noi am zis și crezul nostru este că împreună ne consultăm, propuneți, că până acum așa, și noi facem. Și vreau să vă spun că proba cea mai bună facem. Dacă unii spun că vor face, noi să știți că deja am făcut. Și vom face în continuare. Asta e proba cea mai bună. În restul sunt discuții. Întrebări dacă sunt... Care va fi paritatea între PSD și UNPR la Câmpia Turzii? Mă refer la listele pentru pasiune. O să fie o discuție cu colegii. Noi suntem în discuție încă să lucrați la chestia asta și în următoarea perioadă de timp, când o să prezentăm candidații pe listele de consiliar, o să le discutăm fără nicio problemă. Încă câteva lucruri. Deci v-am spus, baza la campania noastră pentru alegerile locale din 5 iunie o să fie lucrurile bune pe care le-am făcut și la nivel local și la nivel național. De aceea i-am rugat și pe colegii de la Câmpia Turzii, i-am rugat pe toți colegii din județ să spună ceea ce am făcut bun, pentru că sunt nenumărate obiective pe care noi le-am adus la stadiu în care arată foarte bine și, până la urmă, sunt făcute în interesul cetățeanului. Aici am vorbit
cele două investiții la cele două hale agroalimentare, mai sunt foarte multe investiții care s-au făcut pe zona de infrastructură. Până la urmă au fost proiecte și lucruri care s-au făcut pentru municipiul Câmpia Turzii într-un mod foarte serios în ultimii 4 ani de zile, sunt lucruri pe care noi cei de la PSD le asumăm. Deci sunt lucruri pe care le-am susținut și care le-am făcut și le asumăm noi cei de la PSD. Din punct de vedere politic, chiar dacă sunt multe teme de discuție, vreau să vă spun doar una dintre ele. Deci noi cu ALDE avem o relație foarte bună. Astăzi, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, am semnat un protocol de colaborare și am format alianța electorală PSD plus ALDE în Cluj-Napoca, Clujul Unit. Aceleași relații bune o să le avem și pe viitor. În același timp, v-am spus și nu pot să vă ascund, că am avut o încercare de a construi o alianță foarte serioasă și aici la Câmpia Turzii. N-am ajuns la o... până la urmă, la un loc care să ne mulțumească pe toți, e foarte în regulă, noi ne facem treaba înainte, avem un scor foarte bun ca și partid și eu cred că domnul Pop Petre trebuie să ajungă la scorul partidului, pentru că am făcut prea multe lucruri bune și prea multe lucruri bune a făcut și domnul Pop Petre și este pregătit, cred că, pentru a se lansa în această luptă pentru primăria Câmpia Turzii. În același timp, nu am nimic să-i reproșez domnului primar, a fost un primar harnic și a făcut datoria, dar în același timp nu pot să fiu de acord cu deciziile domniei sale din ultima perioadă, dar ca să lămurim foarte serios chestiunea legată de PSD și de domnul Radu Hanga, deci nimeni nu a avut nimic cu domnia sa, au fost niște discuții foarte clare pe subiect, dar din toate studiile și din toate discuțiile pe care le-am avut, domnul Hanga nu mai avea nicio șansă să câștige primăria municipiului Câmpia Turzii. În consecință am încercat alte lucruri, dar domnia sa, mă rog, a fost foarte reticent la aceste discuții, dar, repet, deci din studii, din tot ce am avut ca acțiune în ultima lună de zile, nu a ieșit nicio speranță ca PSD-ul să câștige primăria municipiului Câmpia Turzii cu domnul Radu Hanga. Deci aceasta a fost motivația pentru care în ultima perioadă a fost tot felul de discuții, tot felul de reproșuri, dar acesta este adevărul și eu, ca președinte PSD și organizația, ca organizația cea mai puternică din Câmpia Turzii, organizația PSD Câmpia Turzii, nu putea să meargă pe ceva ce știam că duce la o catastrofă, până la urmă, aceea de a pierde primăria municipiului Câmpia Turzii. În consecință am schimbat candidatul, avem un candidat care a fost aprobat de adunarea generală a PSD Câmpia Turzii, validat, se apucă de muncă, are multe proiecte, știe foarte multe lucruri care ar putea să fie utile comunității din Câmpia Turzii. Noi dorim succes și vă vom informa cu toate lucrurile pe care le vom face în perioada următoare. Dacă ați studiat așa în amănunt problema și s-a luat decizia asta, puteți să ne spuneți care ar fi fost diferența de procente între domnul Radu Hanga și domnul Petre Pop? Domnul Petre Pop nu era anunțat candidat la primăria municipiului Câmpia Turzii. Noi ne-am așteptat ca domnul Rangu Hanga să câștige fără probleme primăria Câmpia Turzii. După ce am început să facem aceste studii, ne-am dat seama că lucrurile nu stau chiar așa și am încercat. Bun, și atunci de unde știu că domnul Petre Pop este cel care ar putea aduna mai multe procente decât ar fi adunat? Din studiile pe care le-am făcut, pentru că am discutat cu foarte mulți sociologi, mă rog, cu 3 sau 4 persoane pe această temă, există un profil de candidat, există la nivelul municipiului Câmpia Turzii o dorință de schimbare, de a avea un alt primar mai tânăr. Domnul Petrică este o persoană tânără, care să aibă și puțină, să aibă și experiență până la urmă în zona aceasta, să cunoască problemele cetățeanului, să știe unde e strada spartă, să știe unde e canalul fundat și așa mai departe. Și pe acest profil pe care ne-a rezultat din studiile pe care le-am avut, a ieșit că singura soluție pe care o avem în acest moment la Câmpia Turzii, și o soluție care poate să fie câștigătoare pentru noi, cei din PSD, și va fi câștigătoare, este domnul Pop Petre. Deci trebuie să acceptați și faptul că domnul Petre vine de pe o funcție. Și domnul Petre știe chiar și acum care e strada spartă și unde nu-i capac de canal și probabil va primi întrebări de la cetățenii. Mi se pare absolut corect. În mod sigur, dar ce să vă răspund? Eu vreau să vă spun că, având în vedere și că ați discutat despre funcție, eu vă pot spune ce atribuții am avut și ceea ce am făcut.
Deci la chestiunile astea le rezolv. Ceea ce vom face în continuare ca să rezolvăm celelalte probleme, în mod sigur o să le spunem și asta. Dar pe domeniile mele de activitate la care eu am răspuns direct și de care, să zic, a ținut dezvoltarea unor programe, eu vi le pot spune dacă sunt reale sau nu. Vis-a-vis de sondaj, dacă îmi dați voi, domnul președinte, vis-a-vis de sondaj, eu vă spun în același timp că există câteva chestiuni pe care specialiștii le stabilează. Se numește și miopie de marketing. Nu poți să mergi la un moment dat să faci un sondaj în momentul în care ți s-a aruncat pe piață, să zic, doi potențiali. N-ai cum. Noi nici nu ne-am pus, v-am spus, problema în sensul ăsta, dar, așa cum spunea și domnul președinte, există un profil, există niște tendințe, există o dorință, există o expectanță a populației. Care spune, ne trebuie așa, vrem oameni activi, vrem oameni care să ne creeze un viitor, vrem să facem lucrurile astea, ați făcut lucruri bune și în funcție de aceste cerințe s-au luat hotărârile. Așa în mare, și nou, ca să facem o chestie. Toate proiectele importante care s-au realizat în ultima perioadă în Câmpia Turzii sunt proiecte pe care comunitatea le acceptă și le respectă. Deci ceea ce a făcut PSD-ul la nivel de guvernare locală, să știți că este până la urmă acceptat și este un lucru pe care lumea îl apreciază. Deci nu am nicio problemă cu acest subiect. Problema e legată de profil, de alte lucruri care nu ne duceau într-o direcție în care să recâștigăm primăria municipiului Câmpia Turzii. Cine îl plătea, domnule Cușa, cine îl plătea pe Radu Hanga? Păi acum eu v-am spus de la început. PSD-ul este partidul care a făcut, PNL-ul este partidul care a tăiat pensii, salarii și așa mai departe. Dacă sunt două partide așa de mari... Dacă sunt două partide așa de mari, vă dați seama că dacă partidul PSD l-are pe Radu Angu, celălalt partid avea alt candidat. Deci Dorin Oșgan îl bătea, asta era ideea. Asta era ideea. Și atunci a venit la candidat care se... lucrurile și să știți că lucrurile o să meargă într-o altă direcție. Deci o să fie o campanie foarte interesantă la Câmpia Turzii. O vorbă de Linescă spune că trebuie să pui și rău în față. Corect. Și noi suntem ardeleni aici, neamuși. Domnule Pop, ce veți face dacă nu veți câștiga primăria? În ce sens ce voi face? Ce veți face? Care va fi următoarea decizie politică? Băi, în structura executivă a partidului... Dar nu mă las să-mi termin întrebarea și să nu te bagi. Ce veți face din punct de vedere politic? Ce decizie veți lua? A doua decizie după... Deci deciziile... În primul rând, să știți că eu exclud chestia asta. Doi, să știți că noi întotdeauna deciziile le luăm colective. Deci eu nu mă duc să candidez singur. Eu mă duc să candidez cu echipă și cu proiecte. În mod sigur, decizia o să fie o decizie colectivă împreună cu echipa. În același timp, v-am spus, am avut adunare generală și adunarea generală a stabilit în unanimitate că domnul Petru Pop este cel mai bun candidat al PSD-ului, îl susținem și vom câștiga. Acum, dacă are Ovidiu Bucur, bețe de băga prin gardam, da, și eu unul. Ce veți face dacă domnul Hanga ia procent mai mare decât domnul Pop, în cazul în care domnul Hanga decide să candideze? Domnul Hanga candidează din partea altea, la Câmpia Turzii ca și primar. Deci, dar nu are cum, știu sigur lucrul acesta, m-a spus că n-am o problemă cu Marde, pentru că avem o relație foarte bună. Știu că va candida din partea altea la primăria Câmpia Turzii, dar în același timp nu există nicio șansă teoretică să facă mai mult decât domnul Popescu. Da, teoric, una și practic. Eu o să vedem. Că nu știți cum se gândește. Nu se mai gândește. Deci domnul Hanga a fost primar în funcție și dacă ca și primar în funcție a ajuns la un anumit nivel, din acel nivel nu te mai ridici orice s-ar întâmpla. Pentru că dacă noi credeam că se poate, vă garantez că domnul Hanga era candidatul PSD. Și noi ne-am dorit să fie domnul Hanga candidatul PSD, pentru că eu eram și validat în prima fază la județ, am discutat despre domnul Hanga. Abia după ce am mai discutat și am văzut niște lucruri și ne-am dat seama că n-avem nicio șansă, am schimbat strategia. Dar în același timp cu domnul Hanga am avut niște discuții, cel puțin eu, foarte constructive, îl respect, n-am nicio problemă cu domnul Hanga, dar până la urmă eu trebuie să fac ceea ce este bine pentru partid și pentru organizație. Și până la urmă să cred într-un proiect care aduce până la urmă mai bine sau mult mai bine pentru populația din Câmpia Turzii. Deci asta e tot. Nici într-un grad, am spus și colegilor mei. Deci noi nu avem o problemă cu ALDE și cu domnul Radu Hanga. O să fie alții care o să ocupe de acest subiect cu vârf și îndensat. Deci nu am nicio problemă. Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră, n-ați reușit alianța cu ALDE, dar domnul Hanga a reușit-o. Domnul Hanga a reușit-o din exterior, nu din interior. Vreau să spun că chiar n-am. Deci, știți foarte bine, deci noi suntem oameni serioși, nici nicio problemă, nu o să vedeți că noi suntem și începem să facem reproșuri. Am lucrat împreună, am făcut foarte multe lucruri, da, nici nu să nu...
Eu recunosc în continuare, am învățat foarte multe lucruri. Dacă Radu Hag a făcut un lucru rău în administrație, înseamnă că și dumneavoastră l-ați făcut. În mod sigur, și să știți că nu mă desolidarizez de... Că sunt și lucruri care le-am făcut foarte bine împreună, sunt lucruri care le-am făcut mai puțin, dar nu există... Ar fi aberant să spunem. Dar esența este că populația din Câmpia Turzii apreciază ce s-a făcut în cadrul administrației locale în ultimii 4 ani de zile. Și este, până la urmă, rezultatul activității unor persoane care au fost susținute de Partidul Social Democrat. Și la aceste lucruri care le-am realizat bine în Câmpia Turzii, se adaugă și ceea ce am realizat la nivel de guvernare, la nivel național, datorită guvernării PSD. Și aceste chestiuni o să le spunem în campanie, pentru că chiar am făcut lucruri foarte bune. La momentul de față, dacă tot s-a amintit de candidatura domnului Hanga din partea ALDE, procedural, dânsul nu mai este membru PSD sau care e situația la momentul ăsta? Deci domnia sa, în momentul în care se va înscrie în ALDE sau se va înscrie în competiția electorală, trebuie să fie membru ALDE. Dar nu avem niciun fel de problemă, își duce mandatul la capăt, tot în regulă. Ăsta, care e situația domniei sale? Deci noi nu vom fi. Domnia sa, în acest moment, astăzi, este încă membru PSD. Dar ce o să fie de mâine încolo, nu e problema noastră și nu avem niciun fel de problemă. A fost colegul nostru în regulă, îi dorim succes, deci nu avem nicio problemă. Întrebam procedural dacă știți care e situația. Știu și exact care e situația, dar noi nu vom întrebi nimic care ar putea să-l afectează pe domnul Hanga. Dacă domnul Hanga va pleca din PSD pentru a candida din partea ALDE, există posibilitatea ca și alți membri PSD să-l urmeze? Să candideze. Cel puțin nu, să candideze, să-l urmeze către ALDE. Nu, eu nu exclud astfel de posibilitate, ar fi aberant să spun lucrul ăsta, dar am mare îndoiel că vor fi, probabil vor fi unul, doi, că întotdeauna când se creează chestiile astea, dar în discuțiile pe care le-am avut, gândiți-vă că totuși împreună, eu n-am plecat niciodată, suntem aici și câțiva colegi, vă pe Dragoș și pe alți colegi care, vă pot spune, suntem într-o astfel de structură de ani buni de zile, ne cunoaștem foarte bine, știm ce înseamnă echipa. Am mai trecut prin anumite perioade, în orice partid mai sunt, cum zice, demisii. În orice partid când există demisie, să justifică demisia respectivă. Doar nu o să spună aia care a plecat că a plecat de bine. O să zică clar că nu se mai regăsesc, doar le știm chestiile. Dar în același timp, în fiecare zi, în Partidul Social Democrat vin noi membri. Noi membri. Tineri, mai puțin tineri sau foarte tineri, dar vin. Deci Partidul Social Democrat, în PSD, la nivel de județ peste 1000. Deci noi avem câteva organizații în care am venit și câte 200 deci eu vreau să vă spun membri. Un lucru, că suntem singurul partid care are o structură diaspora cu peste 30 de membri care au fost plecați. Scuzați, da. Domnul Gal. Nu am înțeles. Domnul Gal mai are structură diaspora. Nu știu, nu dețin informații. Pentru Turzii diaspora nu există. Nu există. Vă spun eu că suntem singurul partid care ne-am gândit și proiectul ăsta a început să știți din 2010. Pentru că sunt foarte mulți... Acum, și dacă nu ar vrea să plece, sigur o să plece 2 sau 3, încurajați ca să facă puțină atmosferă. Dar eu, cum i-am văzut pe colegii mei astăzi, vă spun că mă declar mai mult decât mulțumiți. Toți au zâmbit, toți au spus cu clas tare că se vor lupta pentru PSD și pentru Popetre. Și am început de astăzi și acțiunea de strângere de semnături. Deci eu sunt mulțumit de ceea ce am auzit de la colegii mei și sunt convins că vom avea un rezultat foarte bun la Câmpia Turzii. La un scor minim de 33% pe care... Spuneți că ar fi targetul minim pentru alegerile locale. Se câștigă fără probleme. Aveți 6 consilieri. Nu, 8 consilieri locali dorim să avem la Câmpia Turzii. Deci 8 consilieri locali, acesta este targetul pentru Câmpia Turzii. Bineînțeles. Pe noastră, 8 de la PNL, cât ziceau că vor ei să aibă astăzi, deci 40-40, ar mai rămâne 20% de acum. 6 de la ALDE? Fiecare dintre partidele care se duc în alegeri își propun să facă un scor foarte bun. Acum nu o să spun că vreau 2 consilieri. Deci, domnul președinte, cu permisiunea noastră să vă spun lucru. Știți care este cel mai ușor indicator de care să facă diferența? Istoricul. PSD-ul a mai avut 8. Consilier și 9. Da, și au avut și 3. 4. Nu, sub 4 sub 4 consilieri n-a scăzut niciodată. Dar? Și puteam și în 2012 să fie mai mult dacă n-aveam USL-ul. Da. Că PNL-ul era la 0 parat și i-am adus lângă noi și am crescut. Ați crescut organizația PNL Câmpia Turzii? Noi am crescut-o cu siguranță. Noi atunci când am făcut USL-ul. Ați crescut corpul. Nu-mi pare rău că am avut USL-ul, să știți. A fost o construcție de succes. Dar la Câmpia Turzii, cei favorizați au fost cei din PNL, pentru că atunci erau la 0 barat când au venit lângă noi. Acum au mai crescut un pic. Pentru că au fost lângă noi. Vă mulțumim. Da.
Mai este ceva? Oricum ne mai vedem în perioada următoare. Vă dorim o seară plăcută. Da, o seară bună.